Sunt director general adjunct în cadrul companiei Jitvei. Nu pot vorbi despre realizările mele fără a o menționa pe prima, cea mai mare la momentul respectiv, și anume obținerea medalii de argint la Olimpiada Națională de Matematică, acum 14 ani deja. Pot să zic că ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că voi putea obține și realiza orice îmi propun în viață. Așa că din momentul respectiv, realizările au continuat să se înmulțească. Am participat la concursuri în ASA în liceu. Am reușit să termin cu first class Facultatea de Matematică și Studii de Management, cadrul UCL, care este una dintre cele mai bune 10 universități din lume. M-am întors în țară, unde după 6 luni în care am muncit la o firmă de IT în Brașov, am intrat în afacerile familiei. Și de aici pot începe să vorbesc despre realizările din cadrul companiei Jitvei, unde mi-am propus să îmi las amprenta prin eficientizarea activității, astfel că eu am ajutat să implementez softul de ERP și CRM de gestiune, de fapt, în cadrul celorlalte societăți din grup, nu numai în Jitvei. Iar în momentul de față mă ocup în mod direct de departamentul de vânzări și de tot ce înseamnă proceduri din cadrul acestuia, analize, astfel încât acesta să fie cât mai eficient și să obținem vânzări cât mai mari. Nu ar fi o singură persoană. Pentru mine, întrebarea asta este strâns legată de familie. Jitveiul este o afacere de familie, acum aflată la cea de-a treia generație. Așa că nu pot vorbi despre persoane cărora să le mulțumesc fără a menționa familia. Începând cu bunicul meu, de la care am învățat să lupt pentru a obține ceea ce îmi doresc, tatăl meu, de la care am căpătat pasiunea pentru matematică și gândirea logică, mama mea, care m-a învățat valorile familiei și cum să le aplic în cadrul companiei, dar și surorii mele mai mici, pentru care am vrut întotdeauna să fiu un exemplu bun de urmat și astfel că mi-am dorit să îmi depășesc limitele. Noua generație este caracterizată de accesul pe care îl are la tehnologie și la informații, accesul rapid pe care îl au la informații, astfel că, poate cu părere de rău, pot să zic că observ o anumită comoditate în rândul generației mele. Totul se obține mult mai ușor decât se obținea înainte și, deși unii reușesc să profite de această ușurință cu care pot ajunge la anumite informații și cu care pot realiza lucrurile, alții pot să se lase și pe ureche, să zic așa, și devin prea comozi.